Deși ne aflăm aproape de jumătatea lunii aprilie, majoritatea grădinilor au rămas neînsămânțate și asta datorită temperaturilor scăzute din ultima perioadă, care i-a împiedicat pe oameni să își cultive terenurile. Cu însămânțările de primăvară la, la nivelul județului stă mai prost față de alți ani, ținând cont de condițiile climatice care au fost în primăvară acestui an și care au fost niște condiții deosebite lucrez de foarte mult timp în agricultură, dar sincer să fiu, nu mi amintesc de o primăvară așa capricioasă, cu multe ploi, care se împiedice semnatul culturilor. Astfel, până la ora actuală, terenurile destinate culturilor de primăvară au fost însămânțate doar în proporție de 13%, iar agricultorii așteaptă cu nerăbdare încălzirea vremii pentru a se putea apuca de treabă. Până la ora actuală s-au semnat la nivelul județului în jur de 6.000 de hectare, cerare orzoi că de primăvară, o văz de primăvară în jur de 2000 de hectare, vreo 1000 hectare de cartofi, se estimează cartofi vreo 7 8000 cam atâta se cultivă la noi în județ în fiecare an. Frigul și ploaia i-au împiedicat și pe oamenii care au grădini de legume să și le cultive. Deși unii au riscat și au semănat deja ceapă, usturoi sau salată, acestea nu dau deocamdată niciun semn să răsară. Ați reușit să puneți ceva în grădină? Nu, nu. Nimic. Ploaie în continuu. Ce să facem? Uite așa, stăm, să așteptăm de pe mâini să facă vreme bună. Să fie fain, să punem. Și nu este deja târziu? Ba, e târziu. Să știți că e târziu când tot anul pe ăsta timp cartofii, șapa, tei, ce erau pus în pământ. Asta e. Ce vrea Dumnezeu, nu ce noi. Foarte puțin, că timpul a fost rece și tot a plouat și foarte puțin am pus. Ce ați pus până acum? Doar niște ceapă și puțin usturoi am pus. E salată, dar încă nu a reșit. Nu a reușit din pământ, pământul a fost rece, a plouat și prea puțin a reușit să punem. Și dacă acum toată lumea așteaptă încălzirea vremii, meteorologii prognozează o vară secetoasă care din nou ar putea afecta culturile agricole. Pentru ca pagubele să fie cât mai scăzute, specialiștii vin cu câteva recomandări. Le recomand tuturor care cultivă porumb, pentru că județul Unedoara este un județ în care această cultură uh, ocupă o gamă foarte importantă, o suprafață foarte importantă în jur de 22-23 de de hectare să se orienteze spre acele soiuri care sunt rezistente la secetă, în așa fel încât producțiile să fie diminuate foarte puțin din cauza secetei și totodată să se încadreze în epoca optimă până pe la 28 aprilie să fie semanat. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională de Meteorologie, temperaturile vor crește spre sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare.